Cancelarul Germaniei a participat la o demonstrație a grupului de comandă teritorială. Olaf Scholz a zburat cu o aeronavă militară și s-a întâlnit cu soldații de pe aeroportul militar Kulmbach. Demonstrația a inclus capacități de apărare cibernetică și terestră. Grupul de comandă teritorială a fost înființat la Berlin în 2022, după invazia rușilor în Ucraina. Recent, Germania a confirmat un nou pachet militar pentru Ucraina, care include și sisteme de apărare Patriot.